Bună seara, bine v-am revenit la o emisiune Român de lângă tine, așa cum sunteți obișnuiți de altfel, în fiecare după amiază de vineri, cu începere de la orele 17. Nu am fost alături de dumneavoastră de vreo două săptămâni, recunosc că au fost niște săptămâni extrem de pline pentru noi, pentru Partida Romilor, pentru activitățile pe care noi le derulăm. Știți foarte bine că vă și anunțam în acea emisiune de acum 3 săptămâni, de când am fost în fața dumneavoastră ultima oară în direct, că urmează o mulțime de activități, dat fiind faptul că în această perioadă a fost 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor. Bineînțeles că au urmat sărbătorile de Paște. Mi-ar plăcea să vă spun și eu, Hristos a înviat și sper că ați avut niște sărbători de Paște liniștite și cu masa plină de bunătăți. Și vă spuneam că sunt tot felul de alte activități în care suntem implicați, de aceea pentru moment cel puțin, sau o lună, jumătate, două luni, cred, de când n-am reușit să ajung să fiu în direct cu dumneavoastră decât cam de două, trei ori, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de rezolvat. Alături de mine l-am pe Voinea Decebal, fostul expert rom din cadrul primăriei Giurgiu. Bună seara, Decebal, bine ai venit la emisiune. Mulțumesc pentru invitație și, dacă îmi permis, să adresez și eu cetățenilor orașului: Hristos a înviat. Am venit astăzi pentru că, într-adevăr, sunt 3 săptămâni de când nu am reușit să ajung la emisiune să fim în direct alături de dumneavoastră, numai că sunt foarte multe lucruri importante și interesante care se întâmplă în această perioadă, atât în județul Giurgiu, cât și în țară. 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor, un eveniment extrem de important pentru comunitatea de rom din județul Giurgiu. Sunt convins că o parte dintre evenimentele pe care noi le-am organizat ați avut șansa să le vedeți și la știri, inclusiv la noi la televiziune, la Giurgiu TV, și mulțumesc pe această cale colegilor mei și reporteri și din regie care de flori au venit alături de noi la acea cină festivă pe care am avut-o. Până la urmă, un fel de masă a recunoștinței pentru ziua de 8 aprilie și la spectacolele pe care le-am tot organizat la sumedenia de evenimente. Am început sâmbătă cu două flashmoburi, unul în piața centrală, unul în fața parcării magazinului Bila din Tineretului. Niște chestii extrem de interesante în care au fost implicați copiii din cadrul proiectelor pe care noi le derulăm în Giurgiu și de care v-am tot vorbit până acum. Acele proiecte de meditații, mentorat, tutorat și evitarea absenteismului. Un eveniment inedit pentru Giurgiu, din ceea ce știu eu, cel puțin în Giurgiu au mai avut loc decât două astfel de flash moburi. Al treilea, organizat de noi, a fost unul chiar deosebit, cu foarte mulți participanți. Au fost în jur de 50 de tineri care s-au alăturat pe rând în cadrul acelui dans țigănesc pe care noi l-am editat în piața centrală, să spunem, și în fața în cartierul Tineretului. Un eveniment care toată lumea prezentă în față a reușit să intre cumva în jocul nostru, aplaudând, cântând, ba chiar dansând împreună cu noi, și vreau să o felicit tare mult pentru momentul deosebit realizat pe Steluța Zlate, colega noastră, președinta organizației de femei și, bineînțeles, colega mea în cadrul proiectelor pe care le derulăm. Au fost niște elemente extrem de frumoase și de interesante. Chiar probabil că mulți dintre dumneavoastră, cei care urmăriți de regulă emisiunea noastră, știți că ceea ce facem noi, încercăm să facem niște evenimente de amploare, încercăm să facem niște lucruri care să conteze într-adevăr în ceea ce înseamnă, până la urma urmei, această comunitate de romi. Nu ne asumăm decât degeaba ideea că vrem să facem integrare, că vrem să facem lucruri frumoase pentru țigani, că ne dorim într-adevăr să îi ajutăm, să le oferim locuri de muncă, ci chiar încercăm să facem astfel de lucruri. Am continuat duminica pe 5 pentru că ne-am dorit ca nu cumva totuși în săptămâna mare să avem mi s-ar fi părut ciudat ca în săptămâna mare, o săptămână în care toată lumea are o altfel de
predilecție către credință, către aplecare către biserică, noi să facem un eveniment festiv, și atunci am preferat să-l facem de flori, pentru că am fost acuzați, am înțeles că, domne, în post noi am făcut chef. Da, Ziua Internațională a Romilor este un eveniment extrem de important pentru noi, merită menționat, sărbătorit și făcut o mulțime de evenimente, nu doar să desenăm pe hârtie idei că noi vrem să facem. Nu, noi chiar facem. Asta este diferența dintre a vorbi și a face. Noi facem. Au fost peste 100 de participanți la acel eveniment de la restaurant, muzică în ton cu petrecerea respectivă, invitați din cadrul autorităților locale, o foarte mare parte dintre ei au venit, o altă parte însă nu au binevoit să ne onoreze cu prezența, dar v-am spus, este de înțeles, era o sărbătoare importantă, sărbătoarea de flori, fiecare dintre noi avem cumva un sărbătorit pe care cheamă Florin Florina, și atunci era normal ca în acea zi participarea, cel puțin din partea autorităților, să fie mult mai restrânsă. Noi le mulțumim celor care au înțeles că totuși comunitățile de rom din Giurgiu sunt importante și nu doar ca mijloc de manipulare politică, nu doar ca bobor de votanți, nu doar ca masă de manevră care este bună doar o dată la 4 ani ca să pună ștampila pe un buletin de vot, ci oameni care au înțeles că această comunitate de rom are nevoie de sprijinul autorităților locale și nu doar la modul campaniilor mi-am schimbat plasma de acasă și îți dau ție fostul meu televizor. Eu recunosc că au început probabil niște campanii electorale așa și care într-o mare parte se adresează în special cetățenilor de etnie romă, pentru că aceștia sunt mai săraci și încercăm să ne facem un pic de imagine pe spinarea lor. Eu sper că totuși la un anumit moment dat acești țigani, cum le spun eu și mi-e drag să le spun țigani, să se trezească și să-și dea seama că nu 20 de lei care li se dau în campanie electorală sunt importanți, ci important este să voteze așa cum crede de cuvință și să-și vadă de lucrurile lor urmărindu-și interesele personale, mai ales că cea mai mare parte dintre ei au copii, iar copiii lor la rândul lor, probabil peste ani de zile, o să le reproșeze că s-au vândut pe 20 de lei, pe 30 de lei, pe o sticlă de bere sau pe o pungă de, nu știu, cu un pui în ea, votând tot felul de nulități, probabil, care după aceea nu-i mai bagă în seamă. Eu sper că țiganii și-au învățat lecția în 2012, au înțeles că toată lumea a prostit și și-a bătut joc de ei, că lumea s-a umplut de bani pe spinarea lor, vânzându-i ca pe oi, ca pe vaci, ca pe capre, ca pe sclavi, ca orice vreți dumneavoastră. Știu că sunt acid, mi-ați mai reproșat acest lucru, că de multe ori sunt prea rău, dar asta este realitatea. Sunt câteva râme care sunt nici măcar în categoria vertebratelor, nu le pot încadra, niște euglene mici verzi care cred că sunt miezul din totoașcă și care încearcă să vă tot vând așa de obicei. Eu sper că voi țigani ați înțeles cine vă dorește binele și cine vă dorește decât să vă vândă. Să știți că în campaniile electorale omul care vrea să vă ajute nu vă dă un sac cu haine rupte sau la mâna a doua sau nu știu de pe unde căpătate, la second hand aduse nu știu de pe unde. Nu, eu cred că țiganii ar trebui să înceapă să fie un pic demni, să aibă un pic de coloană vertebrală, să nu mai accepte decât mila și cerșetoria din partea celorlalți. Nu vreau să cred că țiganii mai au nevoie de rufele purtate de alții, vreau să cred că țiganii au început să fie și ei demni, că țiganii au început să aibă orgoliu, că țiganii își doresc să parvină, că țiganii își doresc să ajungă acolo unde le este locul, să fie respectați la rândul lor pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce sunt ei. Îmi doresc foarte mult să nu mai accepte acele daruri de toată jena până la urma urmei, pe haine rupte sau haine murdare, nespălate,
aduse de nu știu cine și dăruite înainte de Paște, vai, și vă, să vă scoată ochii după aceea că v-am dat nu știu ce haine primite de la nu știu unde. A trecut vremea, 90 era frumos să primeau ajutoare, tiruri cu îmbrăcăminte, cu blugi, cu raiați, cu nu mai știu ce să primea. Atunci a trecut acea vreme, cred că sunt 25 de ani de atunci în care oamenii au avut posibilitatea să evalueze, să evolueze, să crească stima de sine, lucru pe care eu mi-l doresc de la dumneavoastră. Nu cred că mai este cazul să acceptați așa, decât de dragul de a accepta o pereche de pantaloni purtați de cine știe cine pe unde și aduci dumneavoastră și dați cadou înainte de sărbătorile de Paște. Cred că mai uman este să veniți, să încercăm să stăm de vorbă, să necoalizăm, să fim într-adevăr o forță așa cum ar trebui să fim noi acești romi din județul Giurgiu, să încercăm să avem și noi oamenii noștri în funcțiile de decizie, de răspundere, care într-adevăr să vă poată oferi de acolo locuri de muncă, pentru că ați văzut ce se întâmplă. În momentul în care votați pe oricine vine să vă dea ceva sau să vă promită ceva, după aceea omul uită ceea ce v-au promis, iar voi rămâneți tot săraci, tot proști, tot fără locuri de muncă, tot fără servici, tot fără copii la școală, tot fără toate aceste lucruri, tot fără mâncare pe masă și ajungeți inevitabil tot la fier vechi. Ați văzut foarte bine, la fel, asta v-am și spus, ați votat și după aceea a început să vă dea afară și mă refer la cei de la Istru. Și a început să vă dea afară. Să nu vă gândiți că este o situație plăcută și în această vară vom avea același scandal. Decebal este aici lângă mine, el știe că eforturile noastre care le-am făcut anul trecut au fost doar pentru a menține o stare într-un anumit moment. Stare de echilibru. Da, iar contractele lor sunt încheiate până la... Până luna mai. Până luna mai. Deci să nu vă mirați cumva că dacă la 1 mai o să primiți sau nu o să mai primiți nici măcar o decizie din aceea de evacuare, ci o să vină să vă dea afară de acolo din blocul ăla în care stați. Știu că ați fost... Se spune că primul bloc de la Istru, CEU, cum e el numit, va fi supus renovării. Nu, amândouă blocurile au fost scoase la licitație pentru firme de demolare. Deci și blocul C și blocul D vor fi demolate, rase de acolo. Deci există un program derulat de Agenția Națională pentru Romi, împreună cu Partida Romilor, pentru că nu vreau să-și mai asume toată lumea merite că vai ce a făcut, ce adres. Nu. Există un program inițiat de Partida Romilor București împreună cu Partida Romilor Giurgiu, cu Agenția Națională pentru Romi, care este condusă de către Daniel Vasile, prietenul nostru din Partida Romilor, care la Giurgiu vor face 30 de locuințe sociale, 30 de locuințe pentru romi. Exact așa se numește proiectul. Cele 30 de locuințe pentru romi vor fi poziționate exact pe locul celor două blocuri. Deci cele două blocuri vor fi demolate, iar între de acolo de unde vine blocul respectiv până în calea ferată, până în rambleu, acolo se dorește amplasamentul acestor 30 de locuințe speciale pentru romi. Deci nu poate să-mi spun mie nimeni că blocurile acelea vor mai rămâne, vor fi renovate. Nu. Vor fi demolate. Faptul că în calitate de jurnalist eu particip la ședințele de Consiliu Local, particip la conferințele de presă, cunosc foarte bine toate aceste amănunte. Cine vrea să-i mintă și să-i prostească și să le mai ia iar banii, cum le-a luat și anul trecut, că le reface contractele de închiriere, vă minte, doamnelor. Și v-am mai spus de multe ori, gândiți-vă că sunteți mințiți cu forța, nu vă mai face nimeni contract de închiriere pe blocurile C și D. Vi s-au luat banii odată, a fost suficient, a venit și Cioabă, v-a luat și el la banii pe aia, cât un milion, două milioane cât ați dat, că vă mărește, vă aduce pensii de la nemți, vă mărește pensiile, o țapă grobiană, încântătoare din punctul meu de vedere, ca să vă dovedească încă o dată că unii dintre voi sunteți foarte naivi și vă bucurați la câștiguri din alea. E normal, vreau să vă mai dau încă un exemplu. De mâine Mihai mărește pensiile la 20.000 de euro. Veniți și dați-mi câte 2 milioane. Cine vine să-mi dea 2 milioane, de mâine măresc pensia cu 20.000 de euro, că o să mă duc să dau statul în judecată. Nu vi se pare că e țapă? Asta e.
L-am și pe DCBA lângă mine. De ce l-am luat lângă mine? Pentru că la un moment dat, printr-o măgărie, îi spun eu, o nesimțire, un tupeu fantastic al cineva, am trebuit să-mi dea afară din postul de expert local rom de la primăria Giurgiu. Deși postul are niște caracteristici, noi am mers mai departe, am făcut o plângere către prefectura Giurgiu, așteptăm să ne vină și nouă răspunsul. Deocamdată el este în preaviz, a intrat în concediu, va intra în preaviz și probabil după aceea o să intre în șomaj. Dar nu despre asta este vorba, am discutat în această emisiune despre acest subiect. Vreau doar să vă spun că toate atribuțiile pe care DCBA le avea la... În cadrul Direcției de Asistență Socială le voi avea de acum în cadrul Partidei Romilor. Cei interesați pot veni la sediul Partidei Romilor din strada Gării numărul 84 să ceară lămuriri vis-a-vis de ceea ce înseamnă dosar de ajutor social, dosar de alocație de susținere a familiei, de alocație de stat, ajutor cantină, de încălzire, cantină. Bine, ajutorul de încălzire va începe, cred eu, din luna octombrie a anului în curs și se va derula pe perioada a 5 luni de zile prevăzute sezonului rece. Nu, vreau să spun doar că faptul că te-a dat afară de acolo și nimeni din țigane ăștia, din ciorile astea care se cred lideri, n-a luat atitudine pentru că a fost dat un om afară, un țigan de-al nostru, un om care chiar își făcea treaba acolo, dar știu decât să arunce cu pietre în alții și să se laude că sunt ei nu știu ce, râmele alea, euglenele alea, sclavii aia, slugile alea lui știu eu cine, lui Buribașa, și să știu și ei că asta e treaba, că au avut viață de sclav, n-au coloană vertebrală, au oase în burtă. N-au luat niciun atitudine să spună: domne, noi suntem solidari cu Decebal, nu este bine ce ați făcut, nu este corect că l-ați dat afară pe Decebal. Putea să-l înlocuiască cu oricine, cu orice fel de expert. Nu mă interesează cine vine în locul lui. Pe mine mă deranjează faptul că a fost dat afară pentru că n-a vrut să fie sluga electorală a unui Bulibașă. Pentru că ăla se crede Bulibașa al romilor și a vrut să-și facă el sclavii lui să umble pentru el agenți electoral. Omul are vise de mărire, dorește să candideze la primar, speră și el, săracul, nu știe că nu-l votează nici dracu pe el. Dar, în fine, asta este o altă problemă. Nu o discutăm acum, nu suntem în campanie electorală, nu avem despre ce să vorbim. Ceea ce vorbim acum, vorbim alte lucruri importante. V-am pregătit și un mic filmuleț, se numește Povestea lui Ilie, este un film foarte emoționant, un film pe care eu l-am văzut cu foarte mare plăcere, un film pe care vreau să-l vedeți și dumneavoastră, este referitor la dreptul, până la urma urmei, al copiilor noștri să meargă la școală. Este un filmuleț făcut de colegii noștri de la Agenția Împreună, colegi cu care noi deja derulăm încă două proiecte în Giurgiu, atât proiectul pentru meditații, cât și proiectul de dezvoltare comunitară, Academia de Implicare a Tinerilor, este derulat împreună cu colegii noștri de la Agenția Împreună. Niște proiecte foarte frumoase, proiecte pe care avem de gând să le continuăm, acele proiecte cu REF-ul. Ceea ce vreau să vă mai spun cumva, pentru că ne apropiem de zona aceea în care vrem să vă lăsăm să vedeți acel film, este că începând de săptămâna viitoare, deci de luni mai exact, începem campania de recomandări pentru locurile speciale din licee. Da, vreau să vă spunem că în fiecare liceu din Giurgiu, așa cum a fost de ani de zile, există câte două locuri speciale la clasa a noua pentru elevii de etnie romă. Și în acest an, Partida Romilor, bineînțeles, vă pune la dispoziție acele recomandări. Există o recomandare simplă, este un formular aproape tipizat, pe care se completează decât datele dumneavoastră de naștere, CNP-ul copilului respectiv și mai este o declarație pe propria răspundere a părintelui, că este de etnie, că este de etnie romă, pentru că ne-am tot săturat de falsuri și de râme care vând recomandări la toată lumea să se ducă pe locurile speciale pentru romi. În acest an veți avea de dat o declarație expre a părintelui în care îi recunoaște că este de etnie romă. Dacă până acum știți cum făceam, vă așteptam la sediul Partidei Romilor din strada Gării să veniți să vă luați acea recomandare. La acest an vom face altfel. Nu spune de ce parcă vom merge în școli. Deja săptămâna trecută am fost și am semnat un protocol cu Inspectoratul Școlar General și mulțumesc domnului Gigi Oprișan pe această cale pentru acel
pentru semnarea acelui protocol pentru campania Noi îți dăm recomandarea, un protocol prin care membrii Partidei Romilor au voie să intre în școlile și în liceele din județ. Vom stabili de comun acord cu inspectoratul săptămâna viitoare un program pentru fiecare școală, cel puțin din orașul Giurgiu, și vom încerca să formăm 4 echipe care să meargă și în județ. Încercăm să ajungem în cât mai multe școli unde comunitatea de romi este foarte mare, pentru a vă facilita dumneavoastră accesul la aceste recomandări. Vă vom anunța directori în momentul în care vom ajunge în școlile respective. O să ne dorim să vină și părinții la o discuție cu noi, iar în cadrul acestor discuții vă vom oferi acele recomandări. Deci noi venim cu recomandările la dumneavoastră în școală, numai că ne dorim ca și dumneavoastră să veniți să semnați acele declarații pe propria răspundere, care sunt necesare pentru adăugarea acestora la dosar, pentru că așa se cere mai nou. În toate școlile din Giurgiu, cel puțin, vom începe din săptămâna următoare. În școlile din județ, probabil că peste 2 săptămâni, în funcție de calendarul pe care îl fixăm împreună cu cei de la inspectoratul școlar, pentru că vom trebui să intrăm cumva în fiecare școală, va trebui să avem cumva o situație a elevilor de etnie romă. Absolut. Care se află în clasa 8-a, să putem să mergem la ei, să le explicăm care sunt avantaje, și credeți-ne că avantajele sunt foarte multe, mai ales că pe noua strategie a guvernului referitoare la integrarea romilor, noi chiar discutam acum câteva zile, pentru cei care merg la locurile pentru școlile profesionale, vor primi foarte, foarte, foarte mulți bani, și vorbesc serios. Deci toți copiii de etnie romă care vor vrea să meargă la școala de arte și meserii, care vor dori să urmeze o meserie, vor beneficia de 2.150.000 de lei bursă de studiu, iar părinții acestui copil, pentru faptul că îl trimit la școală, la acea școală de arte și meserii, vor beneficia și ei de o alocație complementară care poate ajunge până la 5 milioane. Deci imaginați-vă că pentru un elev de clasa 8-a care merge la un liceu, la o școală de arte și meserii și dorește să facă o meserie, poate beneficia familia lui de 7 milioane numai pentru acel fapt simplu că acest copil merge să învețe o meserie. Este un lucru obținut cu greu de noi în cadrul discuțiilor cu Guvernul României referitoare la strategia de îmbunătățire a vieții romilor, numai că chiar am reușit să facem acest lucru și personal v-am mai spus, la acea strategie am și eu contribuția mea și mă mândresc cu acest lucru. Mă mândresc că am fost chemat să stăm de vorbă referitor la această strategie care va apărea, că ne-am dat și noi punctul de vedere înainte de a ajunge la Agenția Națională pentru Romi. Ea a apărut deja pe 14 ianuarie, este deja în vigoare. Văd că autoritățile locale se mișcă mai greu în ceea ce privește respectarea acestei strategii, dar probabil că slugile alea de acolo care sunt o să explice domnului Bulibașă că este obligat să angajeze mediatorii școlari, pentru că așa spune legea și unde lege nu e tocmeală. Dar, în fine, am mai avut noi solicitări către primărie în care le arătam că există și lege în privința romilor și că trebuie să o respecte și ne cam ia la mișto. Dar asta este o Mihai, nici nu știi dacă planul local de acțiune a fost aprobat în ședința grupului local de lucru. Că acolo ar fi trebuit stipulat acest aspect. Eu știu destul de bine că a fost stipulat de către mine și tine că trebuiește fiecare dintre școli să-și angajeze mediatorul școlar. Acum, la momentul ăsta există doar unul singur la nivel de... Acum glumind, între ceea ce am făcut noi planul de acțiune locală... Da, solicitam, dacă nu mă înșel, vreo 8 mediatorii școlari. Nici măcar nu avem nevoie de 8 în oraș, avem nevoie doar de 6. Asta este ideea. Noi am cerut 8 în ideea în care avem 10 inși care sunt deja pregătiți pentru postul de mediator școlar și care pot oricând să înceapă lucru ca să lucreze în comunitate. Așa. Iar noi vorbeam aici împreună cu colegii noștri de la Asociația Aleșilor Locali Romi, adus aminte care era însemnătatea aceea mediatorului școlar, mediatorul școlar, mediatorul sanitar și asistentul comunitar, care trebuie să formeze local, care trebuie să formeze o rețea alături de expertul local rom, așa, care trebuie să se ocupe într-adevăr de problema romilor. Numai că la noi e frumoasă
sună bine doar la... Dacă putem să-i luăm la miștoar pe țigan și să-i mai prostim un pic și găsim vreo trei lideri de ăștia, le mai dăm și lor balul ăla o casă, balul ăla un apartament de la ANL, balul ăla niște bani să schimbe mașina. Nu, eu nu fac liderii, asta. Liderii de care tu amintești ar trebui să conștientizeze că noi trebuie să fim uniți în măsura în care putem să stăm cu autoritățile de vorbă și să nu ne mai cumpere odată la 4 ani. Deci, ca să putem să stăm de vorbă cu autoritățile de vorbă, trebuie să avem coloană vertebrală. Lucru care oamenii nu-l au, pentru că oamenii sunt angajați primăriei și dacă cumva ies din front, fă o să pățească ca și tine, îi dă afară. Cum dracului vrei să vorbesc cu oamenii ăia de la egal la egal, eu care sunt independent să vorbesc cu niște sclavi? Din punctul meu de vedere, ăia sunt angajați, sunt sclavii primăriei. Dacă nu fac ce spun ei, exact cum s-a întâmplat cu tine, ia-ți bă, dracu, hârtiile și ieși afară din biroul meu. Așa. Ai uitat? Da, da. Despre nu. Asta vorbim. Despre asta vorbim. În momentul în care uită să facă diferența între firma de construcții pe care o conduce și e primăria. A transformat primăria în SRL-ul propriu. Da, a transformat primăria în SRL-ul propriu. Se vede din afară chestia asta. Păi se vede de mult din afară chestia asta. Deci țiganii noștri ar trebui să conștientizeze că în 2016 ar trebui să aibă oameni din rândul lor care să stea la masă cu bogații, să da, spun de ce, Baldo, eu când să-l cred pe bulibașa ăla când te dă pe tine afară din birou și zice ești bă dreacu afară din biroul meu, sau când să-l cu campania dar din dar și și-a schimbat omul asta, frigiderul, nu știu, frigiderul sau cada și se duce și dă cada lui în care s-a spălat el alt țigan. Păi da, mie mi-era rușine să accept cada aia. Mă, mi-e mirajină să accept-o. Nu s-o dăruiesc, s-o accept. Familia aia chiar a avut nevoie de acea cadă, înțelegi? Dar este rușinos pentru că autoritatea... Bă, dar poate am, nu știu, jeg, râie. Autoritatea publică trebuie să înțeleagă un singur lucru. Trebuie să creeze locuri de muncă prin aducerea proiectelor europene aici, în oraș. Înțelegi? Da. Cum spunea cineva că a creat 7.000 de locuri de muncă, aș vrea să le văd și eu unde sunt acele 7.000 de locuri de muncă în situația în care populația activă a orașului undeva la 12-15. Deci... Al doilea lucru despre care vreau să vă vorbesc, începând de pe data de 14 ieri, sau acum câteva 3 zile, cred, au început din nou aplicațiile pentru bursele de la Roma Education Fund. Am rugăminte toți cei care sunt în clasa 12-a, sunt de etnie romă și își doresc să urmeze o facultate. Anul trecut eu chiar m-am mândrit că am dat 42 de recomandări, iar din 42 de recomandări pentru elevii de etnie romă care au mers la facultate, 30 chiar au primit acea bursă în valoare de 800 de euro și li se plătesc inclusiv taxele către facultățile particulare, dacă intră la facultăți particulare. Vreau să vă spun că în același timp am început și cu recomandările pentru a merge la facultate și vă ajutăm să vă completați acele dosare pentru bursele REF. La fel ca și până acum, suntem singura acreditată să oferim acele recomandări către REF. Anul acesta s-a schimbat puțin, dacă până acum mai aveau voie să mai dea și alte ONG-uri. Organisme, ONG-uri, aceste acreditări de, pentru etnia s-a romă. De acest REF. Gen, ba da, s-au sistat, pentru că în acest moment Roma Education Fund are în derulare un proiect împreună cu Partida Romilor pe a doua șansă, proiect care din septembrie o să ajungă și la Giurgiu. Iar acest lucru fiind un parteneriat între Partida Romilor, între Partidei Romilor, între Partida Romilor, da, și nu le-am oferit, nu ni s-a oferit exclusivitate sau întâietate, ci ni s-a spus că suntem singuri îndreptățiți să dăm acele recomandări pentru facultăți, pentru că într-adevăr noi suntem singurii care avem această bază de date și posibilitatea de a emite acele recomandări bazate pe acel statut de utilitate publică, pe ideea că facem parte din Consiliul Minorităților din Parlament, că avem un parlamentar, adică nu suntem doar niște nei ca nimeni care au făcut o fundație, o organizație, nu, chiar suntem un lucru care funcționează într-un cadru legal. Deci vă așteptăm și pe ceilalți care aveți nevoie să intrați, vreți să intrați la facultate, vă ajutăm să intrați pe acele locuri speciale pentru romi. Sunt 600 de locuri speciale, promit că săptămâna viitoare să vă aduc lista întreagă cu toate cele 600 de locuri speciale pentru romi. Vă oferim recomandările pentru acele locuri speciale și mai
Mai mult de atât, pentru cei care vor să meargă la facultate, vă completăm și dosarul pentru obținerea acelei burse. Este o bursă suficient de importantă, cred eu, 800 de euro anual. Din Giurgiu deja sunt foarte mulți din foștii elevi care au făcut meditații la noi la liceu, care beneficiază de această bursă și credeți-ne că este un lucru extrem de important, faptul de a fi în facultate, de a-ți fi plătite taxele către școală de către altcineva și nu de familie și mai mult de atât de a beneficia și de o alocație lunară de 100 de euro în fiecare lună sau 800 de euro pe anul academic. Este un lucru extraordinar. Același lucru este valabil și pentru cei care se înscriu la master și pentru cei care merg în continuare la facultate către doctorate. Deci acest program se referă tuturor cetățenilor de etnie romă, menționez încă o dată, de etnie romă, care merg la facultate. Indiferent că sunt în anul întâi, că vor să se înscrie în anul întâi, că sunt în anul 2, că sunt în anul 2 și trec în anul 3, acum anul terminal, sau vor să meargă mai departe să-și facă studiile de masterat sau de doctorat, la fel pot beneficia de plata acestor taxe speciale către facultățile respective și, bineînțeles, de această bursă. Vă așteptăm începând de luni la sediul Partidei Romilor, strada Gării numărul 84, etajul 1. Majoritatea dintre dumneavoastră știți deja, pentru că spre deosebire de până acum vreo 2-3 ani, sediul Partidei Romilor chiar este deschis tuturor. Știți că puteți să veniți acolo pentru orice fel de problemă. Mai mult de atât, vi s-a oferit și sprijinul consistent al lui Decebal în vederea redactării actelor. Există un calculator, există o imprimantă, există acolo un copiator. Știți foarte bine că nu v-am cerut niciodată bani pentru copii, pentru recomandările acestea de la școli și de la facultăți. Ba, din contră, dacă v-am putut ajuta, v-am ajutat fără niciun fel de problemă cu mare drag. În mod normal ar trebui să ne oprim cumva aici cu emisiunea din această după amiază, pentru că v-am spus, avem pregătiți pentru dumneavoastră un filmuleț. Filmulețul se intitulează Povestea lui Ilie, este realizat de colegii noștri de la Agenția Împreună. Un filmuleț extrem de emoționant, un film pe care mi-aș dori să-l vedeți și să înțelegeți mai multe din el. Mulțumesc lui Decebal pentru participarea în această emisiune. Mulțumesc și eu, Mihai, pentru invitație. O să vă lăsăm să urmăriți filmul, noi să ne retragem și săptămâna viitoare, bineînțeles, vom veni cu locurile speciale din licee, locurile speciale din facultăți. Până săptămâna viitoare, să aveți un weekend minunat și o săptămână frumoasă, te trai în Bahtale Romane. Trebuie să înveți carte. În afară de faptul că trebuie să învățăm carte, că da, trebuie să avem. Ce crezi tu că? Ce? Aveți meserie. Unde vezi meseria asta? Trebuie să facem facultate. Uite, Ilie parcă stă un pic pe gânduri. De ce crezi tu că ai avea probleme în a ajunge actor? Păi, trebuie să mii la facultate, să înveți multă carte ca să fie actor. Păi, Ilie, au urmat o facultate? Nu. Și le-ar plăcea să te facă actor? Sigur că da. Sigur că da. Le-ai spus că vrei să fii actor? Da. Da? Și? A spus că e de acord. Sunt de acord. O, ce frumos. Cât de des te gândești, Ilie, că vrei să fii actor? De multe ori. De multe ori? Da. Ce înseamnă de multe ori? Păi stai cu gândul la el. Mereu? Mereu da. Te gândești că vrei să fii actor? Da. Serios? Serios. Ți se întâmplă și la școală așa să stai să zici, mi-ar plăcea să joc rolul nu știu care? Da.
mă uit la filme și parcă mă văd în film. Te vezi în filme? Da. Ce frumos! Ce personaj, ce vrei să faci tu într-un film? Uite, dacă noi astăzi începem să turnăm un film, ce ți-ar plăcea să fii? Rolul principal. Vă doresc să vă urmați visul, să nu vă lăsați, să luptați și categoric veți ajunge acolo sus. Sunteți liberi, ne întâlnim ora următoare. Ilie, te rog să vii puțin până la mine. Vreau să-ți arăt un filmuleț care cred că o să-ți placă și o să te și ajute să-ți urmezi visul tău. Da? Da. Hai să vedem. Al meu neajutorat, mult ai muncit și ai oftat, numai tu m-ai ridicat, măi tată. Tatăl meu neajutorat, mult ai muncit și ai oftat, numai tu m-ai ridicat, măi tată. Ai făcut din noapte zi și ne-ai făcut bucurii, atunci când eram copii, măi tată. Am crescut-o de la 11 luni, mă mândresc cu ea, pentru că întotdeauna a încercat să fie prima. În clasele 1-4 am avut premiul întâi, iar în clasele 5-8 premiile au fost diferite. În clasa 5 am avut premiul 2, în a 6-a premiul 3, în a 7-a premiul 1, iar în a 8-a premiul 2. Școala generală am făcut-o la Frumușița, iar de acasă până la școală făceam aproximativ 10 minute. Pe când acum, când sunt la liceu, mă trezesc la 5, plec la 6 și 5 din casă, plec cu trenul la 6.20 ajung în gară la 7 și un sfert. Din gară iau autobuzul către liceu și ajung la școală la 8 fără 5. De la 4 când ajung acasă, mă recreez o oră, apoi încep să îmi fac temele și să învăț. Până seara, da. Prea mult timp în cursul săptămânii nu am să ajut. Nu am un serviciu de 5 ani și muncesc cu ziua. Am venit de 470, aproximativ 480, din care ne descurcăm cum putem. 390 fiind pensia lui mama, 390 de lei, 42 de lei alocația copilului, plus 50 de lei alocație complementară pe care o acordă statul, fiind o familie monoparentală. Zilele de 8 martie au fost niște momente mai speciale, când se făceau serbări, iar toate momicile veneau. La mine venea bunica. Acum vreo 6-7 ani, de 8 martie, mă uitam la televizor și erau niște cântece pentru mamă sau ceva în genul, iar eu stăteam în casă pe pat și am început să plâng. A fost un sentiment oarecum greu. Am încurajat-o în felul următor și i-am dat exemplul meu. Ca părinte, am zis, tată, eu n-am făcut decât 8 clase, da? Dacă aveam și eu pe cineva să mă susțină și să mă ajute să fac un liceu, probabil aveam acum 12 clase, eram văzut altfel în societate și poate aveam și eu un loc de muncă. Prietenii, rudele, vecinii mei nu au vise atât de mărețe. Sunt unii copii care nu îndrăznesc să viseze la ceva mai bine pentru că așa au fost sfătuiți de părinți. Tu ai fost cu 4, 5 clase, 6, 8, dacă tu nu-i dai copilului tău cu o treaptă mai sus, copilul nu să zic, știi ce a spus, ce a făcut tata, pot să fac și eu, sau ce a făcut mama, pot să fac și eu. Mă mărit sau mă căsătoresc și
îl știți, stau acasă și mă duce soțul bani. Este o crimă, pentru că un copil la 10-12 ani nu știe nici cum se cheamă mămăliga în ceaun. Inițial am vrut să devin profesoară. Acum m-am hotărât și vreau să mă fac, să devin avocat. Ce m-ar bucura pe mine ar fi să ajungă să fac avocat. Deci, sincer, am avut momente când am vrut să renunț, să o scot de la liceu. Mulțumesc lui mama și mulțumesc celui de sus că m-a încurajat și mi-a zis din ce puțin avem, mâncăm noi mai puțin, dar lasă-o să-și facă liceu. În primele zile s-a dus cu un leu, 2 lei la de covrigi, 2 covrigi, 2 lei, 2 covrigi și cu asta basta. Viața mea școlară nu s-a bazat pe resursele financiare, ci cea mai mare parte s-a bazat pe sentimente, pe înțelegerea din familie, înțelegerea pe care am avut-o din partea tatălui și a bunicii. Da, au fost și zile când eu n-am mâncat și ea, pentru pachetul ei și pentru binele ei, poate eu am plecat pe drum, mi-am văzut de treaba mea sau am intrat și am plâns, am zis că nu mi-e fun. Ai făcut din noapte zi și ne-ai făcut bucurii atunci când eram copii, măi, tata. Doamna, putem să le arătăm filmulețul ăsta și părinților mei? Sigur, poate să vină mama la școală și va vedea și dumneavoastră filmulețul. Da. Drumul până aici chiar a fost destul de greu, pentru că nu am avut mereu toate posibilitățile. Sincer, n-am făcut niciodată meditații, fiindcă n-am avut cum. Tot ce singurii care mă ajutau erau mama și unchiul meu. Și unchii, mă rog. Și au terminat de asemenea facultatea și mă sprijineau foarte des și mă motivau în față, vei ajunge departe. Tu trebuie să-ți țintești mai sus decât noi. Și asta m-a motivat cu adevărat. Consider că este ceva în mod special la faptul că învață. Mă gândesc doar că este unul dintre noi, unul dintre copiii conștienți care vor să facă într-adevăr ceva în viață și faptul că etnia lui este romă nu ar trebui să-l împiedice, prin urmare nu-l împiedică. Ne știm de 11 sau 12 ani, eram vecini de bloc și ne înțelegem foarte bine. Ne mai întâlneam pe la olimpiade de matematică în special și un anul am fost surprins că ne-am întâlnit, eram chiar în aceeași clasă. La același liceu. Cred că sunt o mamă fericită din punctul acesta de vedere, fiindcă eu am fost mândră tot timpul cu ei. Deci toată lumea, vreau să spun, începând de la profesori și până la vecini, mi-au lăudat. Sunt destul de apreciabile, adică avem aproape aceeași medie, peste 9 în fiecare an. În fiecare an am luat bursă. Știu că nu stă foarte bine din punct de vedere financiar, dar totuși învață ca și cum asta n-ar conta. Adică nu contează pentru el asta. El vrea să are un țel de atins și nu se oprește în cauza unor obstacole. El vrea să devină designer web sau o chestie de genul ăsta. Și eu și Florin suntem pasionați de artă, fotografie și design și tot ce ține de lucrurile astea. A reușit să câștige până acum, cred că două sau un concurs internațional. Este un proiect sponsorizat de Fondul Social European, anul trecut mai exact. Am luat premiul 3 pentru un afiș făcut de mine. Nu m-am dus în Italia, premiul 1 era pentru Italia și am fost foarte supărat și am spus că anul ăsta o să fac cumva să plec. Și am luat până la urmă locul 1, câștigat o excursie în Polonia și prin excursia asta, nu e o excursie în sine, e pentru a cunoaște ceilalți elevi din alte țări, fiindcă proiectul include 10 țări, dacă nu mă înșel. Există de asemenea categoria de romi invizibili, care nu se afirmă. Rămân pur și simplu în spate, ei sunt unii care chiar învață. Până acum ceva timp și eu am fost, să fiu sincer. Dar rămân în spate, sub cortină, să mă exprim, și nu se afirmă, nu ies în față, să motiveze și pe ceilalți. De ce oară?
Pentru că se tem de stereotipuri. M-am înscris și la Partida Romilor, la un proiect, se numește Rom Media Film. Și, la fel, discutăm probleme despre romi, despre comunitățile defavorizate, încercăm să aducem soluții pentru asta. Și la vară, din cei 60 de elevi, sau, mă rog, studenți, participanți din toată țara, se vor alege 12, cei mai activi. Și încerc, din toate răsputele, să fiu cât mai activ pentru a avea și această posibilitate de a pleca în Germania. E important să accepți, e important să-ți dorești să te placă toată lumea sau este important să știi că ai acolo doi prieteni pe care te poți baza, indiferent de ce cred alții despre tine? Și ăsta este un lucru pe care îl apreciez la el. Faptul că dacă atunci când unii pun piedică, el se ridică și știe că ne are lângă el. Familie totul a fost invers. Noi am fost învățate să fim ceva mai mult decât chiar și bărbatul în casă, să ne depășim condiția de femeie, de cratiță. Ea a vrut să fim capabile, să fim independente și în orice moment să putem să ne luăm viața în piept ca femei și chiar să avem bani să plătim pe cineva în casă, să ne facă mâncare dacă noi suntem prea ocupate. O femeie trebuie să învețe, să fie educată. Ea va fi respectată la fel ca un bărbat, chiar poate și mai mult ca un bărbat, doar dacă este educată. Ea nu că va fi respectată doar de societate și în mediul în care va trăi, ci va ajunge să se respecte și ea pe sine. Prima mea zi de școală a fost cu picioarele goale, desculță, prin oroi. Și ghiozdan mi-a fost... Plâng și nu e bine. Și în loc de ghiozdan, eu am avut o față de pernă legată cu o coardă după gât. Toți copiii aveau pantofiori noi, fetițele aveau șosetuțe albe, pantofiori de lac, negri, cu cordiță într-o parte. Uniformele erau tare să le spargi, parcă, din cauza apretului și a călcării. Și eu aveam o roche roșie, creață, scurtă, cred că și pătată. Deși mama mea provine dintr-o familie de 10 copii, unde mediul în care a trăit era un mediu nefavorabil educației, ea ne-a insuflat nouă puterea de a învăța și la o vârstă foarte înaintată, aproximativ 50 de ani, a absolvit o facultate din București, a luat licența cu 10. Deci tata ne spunea învățați, învățați, învățați. Și a fost foarte greu. Bărbatul meu a plecat. Am putut să mă duc doar la servici și copii. Aveam 40 ceva de ani, începusem să cărunțesc și mergeam la școală. Deci eu am terminat liceul când aveam 7 copii. Copii care erau trimiși la școală. În general, nu a fost o perioadă care să mă motiveze în a merge mai departe.
La un moment dat a lipsit un penar cu pixuri. Chiar dacă mă știam nevinovată, m-am simțit cumva vinovată doar pentru că sunt de etnie romă. Au fost multe lucruri care n-ar fi putut da înapoi. A fost un concurs de pictură și am luat premiul întâi pe țară. Și la școală au venit părinții din asta, ori deși în jurul școlii un premiu. Și toți părinții au ales desenul meu. Și doamna învățătoare l-a dus pe tablă și l-a aruncat și a spus că acest premiu nu putem, acest desen nu putem să-i acordăm un premiu. La oră ne trecea notele pe caiet. Și am fost prima care termina problemă, o problemă foarte grea. Și în loc să-mi pună foarte bine pe caiet, pentru că la un cumul de foarte bine îți dădea nota finală, mi-a luat caietul și l-a aruncat. Și a spus ceva de genul că romii n-au drept. Că n-ar trebui să avem pretenții să ne ridicăm. Să te duci la școală înseamnă să lupți, să arăți că existi și este un drept al tău. Trebuie să-i obligi pe ceilalți să recunoască acest drept. De când am fost mică, am vrut să fiu la catedră. Și am vrut să arăt milă, înțelegere la toți copiii de acum, aveam vârsta de mamă. Înțelegeam orice copil, nu mai era țigan român. Vreau copiii țigani să învețe, să iasă din starea de săraci, defăimați, jigniți, umiliți, sărăcie materială, să fie tot ce înseamnă rău. Să se depășească pe ei, să fie o lumină. Să se vadă că țiganii pot. Am vrut să dau la pedagogie ca profesorii care nu m-au susținut să observe că, și să înțeleagă că eu, un copil de etnie romă, ajung la nivel cu ei și chiar poate să depășească. Și după mi-am dat seama și mi-am adus aminte, mama m-a învățat că nu este cea mai bună armă ca să lupt împotriva lor, ci să lupt cu mine. Și m-am înscris la două facultăți, la comunicare și relații publice și la psihologie. Nu puteam să fac față în paralel la zi cu ambele facultăți. Am renunțat la comunicare și relații publice, am rămas la psihologie. Să mă scarte, să fiu bine, să fiu fericit în lume, să fiu fericit în lume, lume va. Eu și dacă voi muri, în urma mea vor rămâne 7 care au moștenit dorința de a învăța. Dovadă că am toți copiii, până în momentul de față, toți, cu un examen de BAC.
filme și parcă mă văd în film. E un bine, am crezut, mama m-a învățat mult și cu tata al meu cel bun, cum să merg bine pe drum. Eu în bine am crezut, mama m-a învățat mult și cu tata al meu cel bun, cum să merg bine pe drum. Copilul copii rămâne, să-l înveți nu mai de bine, să-l înveți ce înseamnă viața și ca să-i hrănești speranța. Înseamnă viața și ca să-i hrănesc speranța.